Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Panoramic, o ediție politică, să spunem așa, în această seară, în sensul că ne vom referi la Partidul Verde din România, la Partidul Verde din Europa, la ideologia verde, ecologistă, să spunem așa, ca traducere directă, o să ne lămurească liderii acestui partid care vor fi cu noi în această seară. L-avem prin telefon pe domnul Marius Lazăr, copreședinte al Partidului Verde la nivel național, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, este o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Încă o dată, ce drept ne bucurăm, aici? Ales că ați mai fost odată cu noi în direct, așa că reveniți și sunt foarte multe întrebări pe care vrem să vi le adresăm în această seară, mai ales că sunteți și după un eveniment foarte important la nivel european, reuniunea Partidului Verde European, un partid care înseamnă, am aflat mai devreme, 81 de europarlamentari, deci o forță destul de importantă la nivel european. Da, am fost împreună cu colega mea, Lavinia Cosma, care este copreședinte femeie al Partidului Verde Verzi, pentru că asta este denumirea partidului nostru, Partidul Verde Verzi. Asta este denumirea oficială stabilită ca atare la Congresul din 3 septembrie 2022 și înregistrată ca atare la tribunal. Deci a fost împreună cu colega mea, delegație oficială ai Partidului Verde Verzi la cel de-al 37-lea Congres al Partidului Verzilor Europeni, care s-a desfășurat la Viena în acest an. Și a fost o reuniune deosebit de importantă, în primul rând, din perspectiva anului electoral care vine, 2024, și noi, toți verzii din Uniunea Europeană, am încercat să luăm cele mai bune decizii și să ne calibrăm cele mai bune mesaje în perspectiva anului electoral, care e foarte important pentru verzi. Așa cum bine spuneați, Partidul Verde European are la acest moment un număr important de parlamentari, fiind în fapt a patra forță la nivelul Parlamentului European, a patra putere, al patrulea grup parlamentar ca mărime. Deci un grup cu influență politică destul de importantă în arhitectura instituțiilor europene. De aceea alegerile sunt foarte importante de anul viitor, în primul rând și pentru România, pentru partea asta de Europa Centrală și de Est, unde partidele verzi încep ușor să crească, electoratul verde începe încet încet să se maturizeze, așa cum arată și un sondaj pe care noi l-am comandat în martie, la mijlocul lunii martie, sondaj făcut cu cei de la INSCOP, și care arată că în România, circa 10-12% din electorat așteaptă să voteze un partid verde. Încă ei nu l-au identificat pe acest partid ca fiind neapărat Partidul Verde Verzi, însă se uită cu foarte multă atenție la noi, de aceea și scorul nostru la acest moment este undeva în jur de 3%, conform aceluiași sondaj de opinie. Da, încurajator să spunem așa, poate nu suficient la acest moment pentru că anul electoral bate la ușă, mai sunt câteva luni și practic intrăm în alegeri, care vor fi europarlamentare probabil undeva în primăvara viitoare vor fi, deci mai puțin. Deci europarlamentarele vor fi exact pe 9 iunie 2024. Deci ar fi un an. 360 de zile. Bun, faptul e încurajator că mai aveți un an și că ați putea să faceți multe, în același timp, cum facem să convingem românii, că cei sensibilizează pe cei din vest, pe cetățenii europeni din vest, problemele de mediu, să însemne și la noi ceva. Deocamdată noi nu părem cumva atinși așa să înțelegem că problemele de mediu sunt insumortabile. Da. Vă aud destul de slab. Noi vă auzim foarte bine. O să colegii mei vor face demersul să se audă mai bine și la dumneavoastră, deci la noi se aude bine. Deci asta vă spuneam, ideea este de a cum să facem ca și românii, ca alți cetățeni europeni, și dau exemplu Germania și Austria, unde Partidul Verde este o forță, să fie sensibilizați de aceste probleme de mediu, că nu prea sunt, și de aici automat nu merg nici spre partea de a da vot unui partid cu această doctrină. Da, vrând nevrând, oamenii vor conștientiza din ce în ce mai mult și în România că avem nevoie de politici de mediu mai bine calibrate. Pentru că există o presiune pe care cetățeanul simplu o vede în viața de zi cu zi. Oamenii văd că facturile la energie sunt din ce în ce mai mari, facturile la utilități, și asta îi apasă foarte tare și afectează major, grav, puterea de cumpărare.
Pe de altă parte, oamenii, inclusiv în mediul rural, văd efectele schimbărilor climatice. Și în zona dumneavoastră, vorbim de cele câteva sute de hectare deșertificate din sudul județului Dolj, da? De asemenea, se întâmplă acest lucru în Dobrogea, de asemenea, câteva sute de hectare deșertificate sau în curs de deșertificare. Deci toate aceste lucruri devin realitate de zi cu zi. Vedem toate furtunile care există, toate schimbările climatice, afectează viața oamenilor. Și atunci oamenii încep să conștientizeze că nu mai e de joacă, nu e o conspirație toată această poveste legată de schimbări climatice. Dacă vin mii de oameni de știință din toată lumea și avertizează într-un raport integrat al Organizației Națiunilor Unite că trebuie cu toții să facem eforturi să evităm depășirea pragului de plus 1,5% creșterea temperaturii medii globale față de 1900, să evităm în următorii ani treaba asta, înseamnă că chiar trebuie să facem acest lucru. Pentru că altfel vom avea 42% din tera aridă, ceea ce înseamnă? Înseamnă migrații de populație, câteva 1-2 miliarde în căutare de hrană și de apă. Și aceste migrații se vor produce în special către zona europeană, către această parte a lumii. Automat cetățenii vor fi afectați și mai ales noile generații. Iar când vorbim despre aceste lucruri, nu ne referim peste câteva sute de ani, ne referim peste câteva zeci de ani. Și atunci trebuie să fim conștienți că trebuie să luăm câteva măsuri. Este Bun. Adevărat că este un context dificil legat de criza de securitate de la estul României, războiul din Ucraina, care ne afectează într-un fel sau altul și afectează întreaga Europa. Este adevărat că intrăm într-o perioadă complicată legată de o posibilă austeritate. Și în aceste condiții, pe agendele publice ale guvernelor își fac cu greu loc politicile verzi. Însă politicienii și guvernanții, indiferent de culoarea lor, ar trebui să înțeleagă că tocmai politicile verzi sunt cheia și pentru mai multă bunăstare și pentru ieșirea din crizele astea de energie. Iată, ieri, noul premier al României, premierul desemnat Marcel Ciolacu, spunea că face un pariu și anume că va pune miza pe investiții verzi. Astfel încât, până la sfârșitul lui 2024, spunea domnul Ciolacu, vom avea taxe zero la utilități în școli, creșe, IMM-uri, ferme, instituții publice. Eu cred că este un demers populist. Dacă se transformă în realitate, e ok, da. E foarte bine că un premier își propune un asemenea pariu, însă și până acum Partidul Social Democrat a fost la guvernare, putea să pună presiune pe partenerul de coaliție în direcția promovării politicilor verzi. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Și atunci să vii să promiți că în următoarele 17 luni românii vor avea facturi zero la utilități în instituții publice, școli, spitale, mi se pare puțin exagerat și mi se pare populist și neserios. Da, dacă s-ar dori cu adevărat, și cu asta închei răspunsul la întrebare, dacă s-ar dori cu adevărat, în România avem 3 milioane de metri pătrați de acoperișuri pe aceste instituții publice. Domnule Șomucu, dacă aceste acoperișuri ar fi populate cu panouri fotovoltaice, am obține de 3 sau 4 ori energia necesară pentru acele instituții. De ce nu o facem? De ce amânăm la nesfârșit acest lucru? Da, bună investițiile întrebare. În energie verde și în tehnologii verzi vor însemna scăderea facturilor peste tot, inclusiv la populație. Bun, acum e o discuție, ar trebui să facem puțin diferența între politicile de mediu, politica de mediu și partea politică efectivă. Și acum, explicațiile dumneavoastră telespectatorilor, de ce, de exemplu, nu ar vota un partid clasic care să aplice o politică de mediu, am văzut puțin mai devreme, dar să zicem, teoretizăm acum, și de ce ar alege un partid nou, tânăr, care nu știm exact ce forță are și nu neapărat electorală, cât ce oameni are ca să-i arunce în luptă? Da, asta va fi misiunea noastră în perioada următoare, să arătăm că avem o resursă umană capabilă să preia și să gestioneze câteva din zonele legate de protecția mediului, inclusiv la nivel guvernamental, dar și la nivelul administrațiilor publice locale. Este de datoria noastră și veți vedea în această vară când vom lansa caravana Partidului Verde Verzi
Toți pentru Verde, Partidul Verde pentru toți, da? Veți vedea că avem astfel de oameni care știu despre ce, știu cu ce se mănâncă această meserie, să-i spunem, oameni care se pricep și pe zona de gestionare a deșeurilor, care se pricep și pe zona de management al calității aerului și pe zona de renaturare a terenurilor degradate. Deci avem astfel de oameni. Dar Partidul Verde Verzi nu își propune doar politici de mediu. Și asta nicăieri în Europa, peste tot în Europa, Partidele Verzi pun un mare accent pe tot ceea ce înseamnă justiție socială. Noi și spunem, verzi europeni în general, nu poate exista justiție de mediu fără justiție socială. Pentru că dacă nu toți oamenii au acces la un aer de calitate, la o apă de calitate, înseamnă că acești oameni nu trăiesc într-o societate justă din punct de vedere social. Dacă avem 1.800.000 de salariați care nu își pot achita facturile din lefurile pe care le duc lunar acasă la familii, înseamnă că avem o mare criză socială și o societate din care justiția socială lipsește. Și atunci Partidul Verde Verzi își propune la modul cel mai serios să construiască și o agendă serioasă socială, dar care să nu dea în populism. Pentru că populismul nu va produce niciodată soluții pentru societate. Iar Partidul Verde, dincolo de critica dură pe alocuri pe care o vom exercita, va veni și cu un pachet de soluții. Ele sunt la îndemână, e nevoie doar de voință politică și, cum spuneam, de un partid verde la guvernare, chiar dacă mai mic, care în permanență să tragă de urechi partidele mari ca să pună pe agenda de guvernare problematicile de mediu. Este inacceptabil, domnule Șomucu, că astăzi, la ora la care vorbim, la nivelul capitalei, care este unul cele mai poluate orașe din Europa, din cauza poluării, murind anual sau dobândind afecțiuni grave peste 5.000 de oameni, să nu avem un plan integrat privind calitatea aerului. Este total inacceptabil. La nivelul Bucureștiului să nu avem așa ceva. Din păcate, da. Sunt și alte locuri în țară în care problemele de acest gen sunt la ordinea zilei. Dar ați intervenit foarte bine, era următoarea întrebare. Ce înseamnă, pe lângă problemele de mediu, de fapt, dumneavoastră reprezentați un partid care vine și cu alte lucruri, deci nu-i concentrat doar pe politica de mediu. Cum la fel, alte partide care vor să aplice politici de mediu, o pot face, e în favoarea românilor până la urmă. Problema este că deocamdată politica de mediu a fost folosită mai mult la nivel teoretic. Noi avem foarte multe condiții pe care nu le-am îndeplinit, deși cu atât cu integrarea europeană trebuia să le facem. Mă refer la deșeuri și la alte lucruri unde suntem foarte întârziați. Da, după cum probabil știți, chiar în urmă cu 10 zile, dacă nu mă înșel, Comisia Europeană ne-a avertizat din nou în legătură cu procedurile de infringement. Riscăm în continuare să plătim amenzi uriașe dacă nu închidem aceste dosare, și aceste dosare sunt pe managementul deșeurilor în primul rând, dar și pe calitatea apei, pe calitatea aerului. Nu avem la ora asta, la nivel național, cred că suntem singura țară, un plan național privind conformarea legată de protecția aerului și de calitatea aerului, ceea ce nu este normal. Sper ca noul ministru al mediului să-și ia foarte repede atribuțiile în serios și să reușească în următoarele luni, împreună cu tot aparatul ministerului și cu sprijinul celorlalți colegi din minister, să rezolve aceste probleme, pentru că aceste proceduri de infringement pe mediu nu sunt o glumă și nu sunt o joacă. Și de asemenea sper că acest ministru să fie foarte, foarte atent la nevoile gărzii de mediu, gărzii naționale de mediu. În continuare, Garda Națională de Mediu este o instituție subfinanțată. În continuare, acolo nu sunt reglementate lucruri legate de statutul comisarului de mediu, nu sunt reglementate lucruri legate de serviciul de permanență. Am fost împreună cu colega mea, Lavinia Cosma, copreședintă, acum câteva luni, în Vama Nădlac, în încercarea de a depista transporturi ilegale de deșeuri, și am văzut cu ce se confruntă comisarii gărzii de mediu acolo. Am stat de vorbă cu ei noaptea până la orele 22. Ei au program doar până la orele 22. Din păcate, sunt doar doi oameni pe tură. Și de multe ori acești comisari, deși sunt foarte puțini și cu mijloace și cu un suport juridic destul de slab și cu un suport tehnologic slab, nu avem la acest moment scanere sau avem scanere, dar nu le punem în funcțiune, mă refer la scanerele din vămi,
astfel încât să identificăm cu adevărat tot ce înseamnă deșeu ilegal în aceste transporturi și, cum vă spuneam, acești oameni reușesc să depisteze transporturi ilegale, le întorc de la graniță în timpul programului lor, aceste mașini se întorc până la granița Ungariei, după care, după ce își termină programul Garda de Mediu, ca prin minune reușesc să intre în țară. Nu aș vrea să spun acum cum reușesc să o facă, deși avem câteva informații și câteva argumente solide, dar mai lucrăm pe acest domeniu, dar cert este că intră câteva sute de astfel de transporturi, poate mii, poate 1500, în fiecare lună ilegal în România, ceea ce înseamnă zeci de mii de tone de deșeuri ilegale. Unde ajung aceste deșeuri ilegale? Vă întreb. Unde ajung? De multe ori în râuri, în ape, ascunse, îngropate în pământ, da? Și ar trebui să ne spună cei care se ocupă de aceste lucruri câte din aceste deșeuri ilegale nu sunt cumva și deșeuri toxice, inclusiv deșeuri medicale. E un semn de întrebare și credem că autoritățile și noul ministru al mediului ar trebui să dea răspunsuri foarte clar și foarte clare și din această perspectivă. Da, problemele de mediu sunt destul de importante. Garda de mediu de care vorbeați dumneavoastră a încercat la un moment dat, în anii trecuți, să facă câte ceva sau lucrurile, n-am mai auzit nimic de garda de mediu, cel puțin în ultimul an și jumătate, n-am auzit că ar fi mai făcut ceva. Și dovadă că în momentul când sunt probleme de mediu, instituția nu intervine sau intervine atât de greu de parcă n-ar fi activitatea ei. E adevărat că sunt și puțini oameni care se ocupă cu acest lucru. Apropo de problemele de mediu, România are, spuneați mai devreme, de dezertificare. Avem o zonă, și acum, la momentul când vorbim, avem o zonă care e inundată sau predispusă la inundații, avem partea de Dobrogea și chiar sudul țării care este secetă în acest moment. E clar că mediul a luat o razna și dacă nu facem ceva în următorii ani, nu ne va trebui decenii ca să avem probleme. Deja problemele sunt lângă noi. Da, vestea bună acestor zile, dacă putem să o numim așa, este aceea că nu mai este Tanțoș Barna la mediu. Îmi pare rău să afirm lucrul ăsta, dar este o veste bună. Și nu pentru că aparține UDMR. E foarte interesant UDMR. Ce spuneți, că știți că sunt unele publicații și media a început să laude după ce a fost schimbat, că totuși a fost un ministru bun. E bine că dumneavoastră spuneți, adică ne spuneți adevărul, să spunem așa. Nu împărtășesc acest lucru pentru că mă uit și eu pe ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului și văd că există foarte multe restanțe. Nu există o strategie antideșertificare, din păcate. Nu există o astfel de strategie. Noi avem nevoie de împăduriri masive în România, ori acel ministru al mediului, fostul ministru al mediului, și-a propus și reușit ținte foarte mici. Domnul Barna a mințit, pentru că despre asta este vorba, a mințit în nenumărate rânduri că nu mai avem de-a face cu tăieri ilegale în România. Avem de-a face cu foarte multe tăieri ilegale în România, inclusiv cu tăieri din spațiile, din arile protejate, din siturile Natura 2000. Nu reușim, n-au reușit nici măcar până la acest moment, ca utilizând mijloace digitale, să stabilim foarte exact care sunt aceste arii și se poate face acest lucru. În continuare, acolo se fac operațiuni de defrișare ca în brânză, să spun așa. De multe ori ca în brânză. Apoi, nu a fost reglementată problema legată de relația om-urs. Deși s-au acordat nenumărați bani europeni pentru a face un recensământ privind populația de urși, nu cred că la ora asta avem acest recensământ. Însă domnul Barna a vorbit foarte specios așa despre faptul că trebuie să recoltăm 456 de urși. Nu a făcut nimic în direcția descurajării vânătorii pentru trofee. În continuare punem pe tavă șmecherilor lumii, da, trofee la scenă deschisă. Îi chemăm, vin la vânătoare, se strâng gonacii, aduc cele mai bune exemplare de urși în bătaia puștii și asta se întâmplă. Asta nu este o poveste, nu e o conspirație. Bun. Chiar dacă dumneavoastră aveți dreptate din acest punct de vedere, nu cred că sunteți prea popular în zonele unde urșii umblă pe stradă și suntem într-o zonă în care urșii au început să vină tot mai mult în localități.
Nu știm să ne apărăm de ei, nu știm să-i relocăm. Viața umană trebuie protejată în primul rând, de acord. Da. Însă tot noi oamenii, din păcate, am construit, am creat niște dezechilibre om-natură care ne aduc în această situație. Cred că trebuie să lăsăm, mă scuzați că o răceală rebelă mă agresează, trebuie să lăsăm loc oamenilor de știință și în acest domeniu să ne spună ce măsuri trebuie luate. Nimeni nu spune că trebuie să lăsați urșii să defileze prin comunitățile umane. Păi, dar eu problemă, cred că oamenii de știință, împreună cu actorii din societatea civilă care se ocupă foarte îndeaproape de această problematică, pot să găsească soluții. Și eu sper de la ministrul Fechet să găsească resurse pentru un dialog social permanent. Pentru că în țara asta, domnule Șomucu, de multe ori lipsește dialogul social. De asta s-a ajuns și la criza legată de profesori, pentru că nu se face dialog social din timp în România. Pentru că dacă ar fi un dialog social permanent, toate aceste crize ar putea fi altfel gestionate. Și să nu ajungem întotdeauna într-un moment de criză majoră, să trebuiască să vină pompierul să stingă incendiul. Pentru că la urma urmei pompierii vom fi cam noi toți cetățenii care decontăm la un moment dat toate aceste incendii. Bine, noi vedem și un alt lucru. Politicile de mediu sau de protecție a mediului sunt destul de costisitoare și nu știu dacă avem banii necesari. Ar fi o resursă, varianta europeană, fondurile europene ne-ar putea ajuta să facem câte ceva în această direcție, dar după cum bine știți, adică facem destul de puțin, să folosim destul de puțin banii europeni, pentru că nu suntem în stare să facem niște proiecte ca lumea. Da, asta am discutat și la Congresul Verzilor, pentru că noi vom veni cu un program unitar la nivelul Europei pentru alegerile europene, cu niște propuneri foarte clare în direcția asta. Mă scuzați? Iar una dintre propuneri este legată de creșterea bugetelor verzi la nivelul întregii Uniuni Europene. În același timp, legată de creșterea transparenței acestor bugete, inclusiv creșterea bugetelor pentru fondul privind tranziția justă. Știți toată această poveste că sunteți în Gorj, unul din cele 6-7 județe din România care sunt beneficiare al acestui fond pentru tranziția justă. Noi, verzii, vrem să creștem sumele alocate, astfel încât toate problemele și toate decalajele din aceste zone să fie surmontate și oamenii să spere că pot accesa o calitate a vieții mai bună în următorii ani. Fără formațiuni verzi în țările Europei, va fi foarte greu de imaginat politica în următorii ani, pentru că ne lovim din ce în ce mai mult de aceste aspecte. Pornind de la gestiunea resurselor, pornind de la deșeurile care ne invadează. Noi astăzi în România producem de 4 sau 5 ori mai multe deșeuri decât cereale. Iar aceste deșeuri nu trebuie să le privim așa ca pe un bau-bau, ci trebuie să învățăm să le privim ca pe o resursă care, odată introdusă în economia circulară, produce și profit, produce și un mediu mai puțin poluat, produce și locuri de muncă. Din păcate, gradul de circularitate al economiei românești astăzi este undeva la 1,3-1,5%. Suntem pe ultimul loc în materie de reciclare astăzi în Europa. 11,2% la deșeuri municipale, undeva 14% la tot ce înseamnă reciclare. De aceea suntem nevoiți, fabricile din România de reciclare, de multe ori să importe deșeuri, ne referim aici la deșeurile legale, pentru a-și putea desfășura activitatea. Dacă am crește gradul de colectare și, în special, colectare selectivă, că la asta ne referim, cu siguranță economia circulară s-ar impune în România și asta ar ajuta foarte, foarte mult. S-ar crea locuri de muncă, ar scădea facturile importante, da? Și am avea un mediu mai curat. Ce înseamnă un mediu mai curat? Înseamnă, în primul rând, sănătate publică. Vedeți câți agenți patogeni sunt în aer și câte toxine din cauza poluării, da? Dar cine ne împiedică să facem aceste lucruri, eforturile pe reciclare? Pentru că sunt legi destul de dure care ar trebui aplicate, dar nu se aplică în România. Vedem marile magazine, rețele de magazine care ar trebui să facă acea reciclare. Au deschis câte un magazin și colo, mă refer, au făcut și partea aceasta, dar nu se face cât... Chiar pe vremea împușcatului, înainte de 1989, cred că făceam mai mult pentru reciclare decât facem în momentul de față. Bine, pe vremea aia făceam mai multe lucruri și în alte domenii, cum ar fi
Valorificarea resurselor. Chiar citeam în aceste zile și revin la întrebarea dumneavoastră. Citeam că folosind tehnologii rudimentare în vremea împușcatului, cum ziceți, se extrăgeau din celebrele mine din Gorj Ungurelașul și cealaltă îmi scapă acum, Cătălinu parcă, da? Se extrăgeau 40.000 de tone de grafit. Da? Astăzi, în lume, aceste metale rare și în special cobalt, litiu, grafit, sunt la foarte mare căutare. Cererea în următorii 5 ani va fi între 30 de ori și 70 de ori la cobalt mai mare decât în prezent. Și noi avem aceste rezerve, avem aceste metale rare, însă nu reușim să depășim ceea ce eu numesc stupid bureaucracy în România, această stupidă birocrație, să o depășim și să găsim acele investiții prin care să extragem aceste metale rare. Și avem potențial în minele de grafit din Gorj să facem acest lucru, iar din grafit să producem grafenul atât de căutat astăzi pe piața europeană și pe piața mondială. Bun, unii vor veni și vor spune că, domnule, aceste investiții ar crește amprenta de carbon. Dar vin și îi întreb, dacă importăm, oare nu vom accentua prin aceste importuri amprenta de carbon mai mult? Dacă le-am extrage în România și le-am prelucra în România, oare nu ar fi mai bine? Eu cred că da. Și va trebui ca în următorii ani să începem să avem o strategie pe acest domeniu privind extragerea metalelor rare. Nu trebuie să ne fie rușine și nu trebuie să îngropăm această poveste. Trebuie să creăm parteneriate sănătoase și să valorificăm această resursă importantă pe care o avem. Și nu doar în Gorj. Sunt multe alte județe în care avem această resursă. Da, nu reușim, cum spuneam, apropo de că aminteam și perioada dinainte de 89, ar trebui cu siguranță să facem mai multe în această direcție și până la urmă trebuie să facem tot cu forța, adică cu amenziile care să se aplice și cu sancțiuni acolo, închiderea chiar activității pentru agenții economici, cred că ar trebui făcut, sau amendarea celor care nu fac selecția respectivă. Dar în primul rând, și am văzut asta și la București, am văzut și la Târgu Jiu, chiar și în orașele din Ardeal, nu sunt suficiente, deci firmele de salubrizare nu fac suficiente investiții în aceste cutii sau să le zicem așa, toate aceste modalități de strângere și nu ai și să vrei să faci selecția, de multe ori te duci la adienă și te trezești că n-ai unde să pui pe cele selectate. Da, m-a și surprins o declarație făcută recent de un oficial al Ministerului Mediului care spunea că cele 22 de sisteme de management integrat privind deșeurile sunt aproape funcționale. Este superb acest aproape funcțional. Acest aproape funcțional înseamnă că aproape că nu funcționează, de fapt. Ceea ce este o dramă din această perspectivă. Aici e nevoie, încă o dată spun, de voință politică. Fără voință politică, fără ca cineva să vină, și mă refer la autoritățile centrale, să intre într-un dialog cu autoritățile locale și să pună presiune pe ele pentru a-și asuma ceea ce au ca atribuții specifice, lucrurile nu vor putea depășite. Invocați mai devreme amenziile. Ați văzut ce s-a întâmplat cu scurgerile de apă din fostele cariere de fier și din Maramureș și din alte localități. Vine garda de mediu și dă amenda maximă. Știți cât e amenda maximă? 50.000 de lei. 50.000 de lei sunt bani de semințe pentru respectivele companii. Sunt mari poluatori. Evaziunea marilor poluatori în ultimii 33 de ani se ridică, domnule Șomuc, undeva la 150 de miliarde de euro. Ce facem? Avem un principiu, poluatorul plătește. Din păcate, principiul practic de astăzi în România este poluatorul păcălește. Câți dintre acești poluatori au primit cu adevărat amenzi consistente? De ce nu creștem nivelul acestor amenzi? De ce nu ne ducem înspre penal? Pentru că trebuie să ne ducem înspre penal, da? Lăsăm lucrurile să treneze. Și încă o întrebare, câte din aceste amenzi au fost plătite? Sunt foarte curios să aflu. Da? Pentru că aceste companii au avocați foarte buni și de multe ori criminalii de mediu, hoții de viitor, pentru că așa îi numesc, hoții de viitor, nu-și plătesc pagubele, nu-și plătesc jaful și crima pe care o fac. Și mai trebuie să discutăm și o chestiune legată de aceste defrișări, inclusiv în spațiile proprietate privată.
Cred că interesul este dincolo de statutul de proprietate. Iată ce se întâmplă și în Parcul Iore, unde noi verzi am fost și am protestat. Inclusiv eu am câteva filmulețe acolo prin care am arătat cum acei câteva sute de copaci au fost pur și simplu sănătoși, tăiați de acolo, motivând că este o proprietate privată și proprietarul face ce vrea. Trebuie să facem legi mai clare prin care să nu lăsăm sau să aplicăm, că există astfel de legi, prin care să aplicăm legislația și să nu mai lăsăm ca fiecare, chiar dacă e pe proprietatea lui, să taie, să defrișeze după bunul plac. Chiar astăzi în Parlamentul European, în Comisia de Mediu, a fost un amendament legat de acest regulament privind refacerea naturii la nivel european. Din păcate, votul în comisie a fost 44 la 44, s-a amânat pentru 27 iunie. Verzii susțin foarte mult o lege privind refacerea naturii la nivel european. Sunt foarte multe terenuri degradate, odată, pe care ar trebui să le renaturăm. Sunt foarte, foarte multe râuri în spațiile urbane care sunt la fel degradate, cu maluri degradate. Apoi, e nevoie să creștem spațiile verzi din orașe cu 5% și e nevoie ca și coronamentul arborilor să fie 10% din suprafața orașelor. Asta ne propunem prin această lege privind refacerea naturii, pe care verzii o susțin la nivel european. Din păcate, cei de la PNL și cei de la PMP au votat astăzi împotriva acestei legi. Vom vedea ce se va întâmpla pe 27 iunie, dar cert e că dreapta conservatoare, extrema dreaptă și populiștii populari europeni au votat împotriva legii privind refacerea naturii. Da, este o problemă. Problemele de mediu sunt destul de mari. Avem, apropo de acest lucru, am reușit să stabilim o legătură directă și cu conjudețeanul nostru, Adrian Tudor, președintele executiv al Partidului Verzi. Dacă ne aude, bună seara. Da, bună seara, mulțumesc pentru apel. Ne bucur. Da, sunt desplecat din județ, de asta am ales varianta cu telefonul. Am vorbit până acum cu domnul copreședinte, că așa avem doi președinți. Da. Dar așa are statut. Este mai normal așa. Da, avem în statutul, deci un președinte femeie și unul bărbat, sau așa s-a întâmplat acum cu copreședinții? Nu, la noi este copreședinții bărbați-femeie. Am înțeles. Ce ne puteți spune despre situația, și vă luăm cu situația din Gorj, pentru că se leagă. Vorbea mai devreme domnul Lazar despre faptul că se impune la nivel european o politică de refacere a terenurilor degradate. Păi, slavă Domnului, noi în Gorj, după complexul energetic Oltenia, avem mii de hectare care ar fi trebuit să fie redate circuitului și nu s-a prea întâmplat acest lucru. Da, nu putem să spunem slavă Domnului, că aici nu e mâna Domnului, aici e neputința și da. Incompetența celor care doar au jefuit resursele din subsolul Gorjului și nu au redat în circuitul agricol, așa cum prevede legea, aceste halde de steril în cazul Gorjului. Gândiți-vă la un singur lucru. Dacă aceste halde de steril erau împădurite, așa cum solicită legea, noi reduceam cheltuielile, sau CEO cel puțin, pentru cumpărarea certificatelor verzi, care costă foarte mult, sunt sute de milioane de euro anual, și astea se regăsesc în prețul de producție energiei. Deci iată că tot noi, consumatorul final, cetățenii, plătim pentru incompetența acestor, așa ziși, manageri care au fost puși politic întotdeauna, dar care, politic fiind puși, și-au servit interesele de partid și nu interesele carierei lor, în primul rând, de oameni pregătiți, așa cum se numeau. Deci iată un exemplu. Din păcate, Fondul de Tranziție Justă, unde Gorjul beneficiază de cei mai mulți bani, 573 de milioane de euro, niciun euro pentru Gorj nu vine pentru a rezolva această problemă cu haldele de steril care au rămas neîmpădurite. De ce? Pentru că ele sunt încă în proprietate, în inventarul companiei energetice Oltenia, CEO. Acesta fiind mare poluator, nu poate accesa fonduri din Fondul Tranziție Justă. Dar soluția se putea găsi foarte simplu. Aceste halde trebuiau trecute în patrimoniul UAT-urilor, al primăriilor, care cu prioritate accesau fonduri, creau locuri de muncă și împădureau aceste zone. Sunt principalii beneficiari, cu ghilimele de rigoare, ai haldelor de steril care nu produc oxigen, care nu mai au floră și faună.
de soluții dacă era voință politică și aveam un guvern care vedea interesul poporului român, exista soluție. Iată, foarte simplu, am venit cu o astfel de soluție noi. Nu se întâmplă acest lucru. Cum, din păcate, fondul de tranziție justă, care ar trebui să ne ajute pe noi, Gorjul și celelalte 5 județe din țară, cum este și Doljul, cum este Hunedoara, Mureșul, Galațiu, Prahova, acest fond de tranziție justă trebuia să vină și să dea un impuls de economiei locale. Din păcate, Gorjul, care unde toți politicienii vorbesc despre potențialul turistic și cultural al județului, la Gorj nici măcar un euro nu este alocat pentru proiecte în domeniul turism și cultură. Ori la nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană arată prin studiile efectuate că turismul cultural este poate cea mai rentabilă activitate în acest moment. În primul rând că turismul și cultura sunt niște industrii verzi, nepoluatoare, dar arată toate studiile că orice euro investit în turismul cultural și în proiectele culturale, în primul și în primul rând, aduc un profit de 7 euro anual. Și asta se vorbește de foarte mult timp, însă în România nu se întâmplă nimic. Nici la nivel guvernamental, nici la nivel local nu există strategii în acest sens. Proiecte interjudețene avem nevoie de ele, pentru că noi, Gorjul, cu potențialul turistic pe care îl avem acolo, și bineînțeles patrimoniul cultural care există în nordul Olteniei, și Gorjul este în mijlocul acestei regiuni, ar trebui să Gorjul să fie conectat cu Mehedințiu, de exemplu, și cu Doljul, pentru a avea porturi la Dunăre, porturi turistice. Trec zeci de vase de croazieră fluviale zilnic pe Dunăre în sezonul estival și nu opresc în România. Ori gândiți-vă că la Severin un port turistic făcut cu fonduri europene și cu responsabilitate, cu un slogan, un mesaj, o publicitate de genul ești la 60 de minute de operele lui Constantin Brâncuș, ar obliga operatorii de turism să oprească în acel port și cu autocare să vină să vadă operele lui Brâncuș la Târgu Jiu. Sau patrimoniul turismul ecumenic, care, gastronomic, care iată și acum și acesta prinde contur, turismul ecumenic de care vorbeam. Există variante și asta, toate astea aplicate înseamnă locuri de muncă și alternativă pentru tineri de a nu pleca din țară, de a rămâne acasă și a-și îndeplini visul, chiar dacă vor să lucreze într-o pensiune, să lucreze în pensiunea lor și nu să meargă să schimbe lenjerii pe nu știu unde prin Europa pentru câțiva eurocenți acolo. Vorbeați de turismul cultural, dar la nivel european se practică pe zonele industriale acel turism industrial. Cum ar prinde el în județul Gorj? Da, bun, și Gorjul are un astfel de potențial. Din păcate, ce a fost industria a fost tăiată la fier vechi în mare parte, însă, chiar dacă rămânem cu niște cariere de exploatare, și am avut un foarte bun exemplu în urmă câțiva ani, când celebrul actor Nicolas Cage a fost la Târgu Jiu și a filmat Ghost Rider 2 într-o astfel de carieră. Deci, iată că putem inventa, pentru că inteligență avem, putem inventa povești și oportunități turistice pentru orice astfel de zonă. O curiozitate, noi nu avem în Gorj un muzeu al mineritului, cu toată tradiția care există aici, care ar fi absolut necesar. Da? Nu avem un muzeu al energeticienilor, necesar. De ce? Oamenii vin și văd. Copiii, generații următoare, trebuie să vadă cum a trăit România în perioada aceasta. Bun, o ultimă întrebare, că știu că sunteți prin telefon cu noi și e mai greu să ne înțelegem. Ce ar fi de făcut, apropo, din perspectiva doctrinei politice verzi pentru perioada următoare, pe două direcții? Una, ca partidele de guvernământ, guvernul actual, să facă ceva, să fie obligat să facă ceva pe problema de mediu, și a doua, cum reușiți să impuneți această doctrină la nivel, deci pentru anul electoral 2024. Acum nu o să vă vând neapărat din secretele pe care le am, cel puțin la Gorj, strategia pe care noi o avem, noi pe încercăm, care mai lucrăm, dar cu siguranță este încurajator acel 12% procentul de cetățenii României care își doresc o doctrină verde.
politică verde, deci s-ar îndrepta. Misiunea noastră, în primul rând, este să arătăm că da, există un partid verde în România, să-l facem cunoscut. Greu, pentru că, știți foarte bine, partidele parlamentare, partidele astea mamut, cele două care guvernează, beneficiază de fonduri importante de la bugetul național și accesul în mass media național la televiziunile mari este restricționat pentru partidele mai mici, mai necunoscute, așa cum este și Partidul Verde. Însă există suficient de multe oportunități și metode. Eu sunt adeptul muncii de om la om, din ușă în ușă, să propovăduim această doctrină verde curată de care au nevoie copiii noștri. Noi poate am ratat, că nouă ni s-a spus în 90 că suntem generație de sacrificiu. Dar copiii noștri nu au dreptul să moștenească această sintagmă și ei de generație de sacrificiu. Am înțeles. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră la emisiunea Panoramic. Vă mulțumesc și eu, vă doresc o seară bună. Da, mulțumim. Continuăm discuția. Suntem în continuare în direct cu domnul Marius Lazăr, copreședinte Partidul Verde. Am atins, să zicem, o mare parte a problematicii, dar sunt și alte probleme și alte locuri la care nu ne-am referit în momentul de față. De fapt, dacă vorbim de politicile de mediu, cred că sunt cam în toate alte subiecte, este și o componentă de mediu. Iar în România aceasta este neglijată cu siguranță. Exact, e absolut corect ceea ce spuneți și e foarte încurajator faptul că tot mai mulți tineri sunt atenți la aceste politici. Noi avem o organizație de tineret la Partidul Verde Verzi foarte activă, care înregistrează foarte multe petiții pe diferite platforme și care construiesc tot felul de grupuri de lucru și grupuri de discuții. Și eu sunt, împreună și cu colegul Adrian Tudor, cu Lavinia Cosma, cu toți colegii din Biroul Permanent Național, suntem foarte atenți la ceea ce își doresc tinerii. Pentru că sunteți și apropiați de vârsta lor, nu sunteți ca liderii altor partide destul de înaintați în vârstă. Aici nu vreau să intru în aceste secrete, pentru că s-ar putea să nu aveți chiar foarte multă dreptate, dar eu vă mulțumesc pentru apreciere. Ca spirit așa suntem foarte tineri și foarte apropiați de ei. Și ei sesizează un lucru, încep să conștientizeze, și asta este un lucru serios, că în 10, 15, 20 de ani, când ei vor avea 40, 45, 50 de ani, există riscul să trăiască într-o Românie și într-o lume netrăibilă, cum spun eu. Netrăibilă. Și atunci înțeleg că trebuie să înceapă să facă presiune de astăzi pentru a nu trăi într-o astfel de Românie. Pentru că e limpede că impactul acestor schimbări climatice nu va putea fi evitat. Am fost în decembrie la Copenhaga și m-am întâlnit acolo cu un fost prieten care este profesor de economie la Universitatea din Copenhaga. Și mi-au spus despre ceea ce vorbesc ei acolo. Ei nu mai vorbesc cum să stopeze impactul schimbărilor climatice, ci cum să pregătească orașele pentru, și comunitățile mari și comunitățile rurale, nu doar comunitățile mari, pentru reziliență, pentru apărare în fața schimbărilor climatice. Este un grav semn de întrebare și este un grav semnal de alarmă. Nu degeaba toată ziua și cei de la ONU și cei de la alte instituții, oameni de știință, trag semnale de alarmă. Chiar trebuie să luăm măsuri. Și atunci și în România trebuie să conștientizăm că trebuie să trecem la economie circulară, că nu există alt drum, că autoritățile locale trebuie să fie mai responsabile, că guvernul nu trebuie să facă 15.000 de strategii, ci o strategie unică, cu un mecanism unic și integrat în spate. Și care să o și aplice. Și care să se și aplice. Pentru că altfel vorbim de România educată și avem grave proteste în stradă, pe bună dreptate și legitime. Vorbim de strategie de dezvoltare durabilă, dar noi nu reușim, de ce nu reușim, domnule Șomucu, să deblocăm legea asta privind panourile, privind eolienele din Marea Neagră. De 4 ori am putea produce energie cât avem nevoie la nivelul întregii țări. De ce nu se deblochează această lege? Poate că după plecarea domnului ministru Popescu vom reuși să facem și acest lucru. Păi, poate încurcă anumite interese. Păi despre asta este vorba. Și atunci e nevoie de mai multă demnitate. Și mai multă demnitate verde. Da? De oameni care să creadă că și noile generații nu mai trebuie împovărate cu toate datoriile pe care generațiile noastre și a celor mai în vârstă ca noi le lasă. Și vorba de datorii economice, ecologice și da, de datorii morale. Pentru că dacă atâția ani nu ai reușit să pui în aplicare o lege a educației,
cu un PIB de 6%. 2011 a fost dată acea lege. Suntem în 2023 și se amână de la an la an. Nu este normal, pentru că acest 6% din PIB pentru educație nu se referă doar la educație, ci e vorba despre economie, e vorba despre ieșirea din sărăcie și este vorba despre adaptarea la un nou mod de comportament public care să fie pro-verde. Care să fie pro-verde. Asta înseamnă investiția în educație. De ce Finlanda și Islanda au făcut aceste lucruri? Și acolo vorbim de 7% din PIB alocat pentru educație. De ce acolo se poate și aici nu? Pentru că avem mai multe resurse decât Islanda și Finlanda. Mult mai multe resurse. Trebuie să învățăm să le valorificăm și să investim în locuri de unde putem lua plus valoare adăugată pentru societate. Poate inclusiv în această educație de mediu să o facem în școli, sunt niște apropate, niște opționale, dar care se aplică. Și să nu mai mimăm săptămâna verde, să nu mai mimăm, că faptul că duci oamenii pe copii în parc nu-i suficient. Săptămâna verde a fost la primul an, să zicem că în anii următori va fi mai bine. Avem o întrebare de la un telespectator care spune așa: toate bune și frumoase ce spun liderii Partidului Verde, subscriu în totalitate. Dar gândiți-vă cum putem să facem acest lucru dacă americanii, rușii, sârbii și alții numai din zonele apropiate nu respectă politicile de mediu pentru că nu sunt în Uniunea Europeană. Da, americanii sunt. Trebuie făcut un efort la nivel global. Dar fiecare trebuie să ne facem treaba la noi acasă. Nu e suficient să venim, și îl înțeleg pe telespectator și mulțumesc pentru întrebare, nu e suficient să spunem, măi, noi degeaba facem eforturi că ea nu fac. Da, uitați-vă în Serbia, am fost împreună cu Adrian Tudor la sfârșitul anului trecut și este o mișcare verde extrem de puternică care a intrat în Consiliul Municipal de la Belgrad cu 14% și în Parlamentul de la Belgrad cu 7%, se numește Moramo, mișcarea verde pro-occidentală, pro-europeană. Au fost colegii noștri sârbi și alături de noi aici la Congresul de la Viena. Deci apar astfel de forțe și în aceste țări și sunt convins că până la urmă iată discuțiile dintre Statele Unite și China în materie de protecție a mediului. Toată lumea arată cu degetul spre China, că e mare poluator și este încă un mare poluator. Însă și acolo se fac eforturi. Se fac eforturi pentru că toată lumea devine tot mai conștientă că își sapă interesele propriilor cetățeni, propriilor economii și pun sub un mare semn de întrebare viitorul omenirii la urma urmei. Pentru că despre asta este vorba și nu e o conspirație. Trebuie să dăm o șansă la viață și generațiilor viitoare. Da, și asta nu se poate face decât prin politici viabile de mediu, dar care, încă o dată, care să poată fi aplicate și nu să poată să se aplice, pentru că una e pe hârtie ca să dăm bine cu strategiile de care vorbeam și în momentul când suntem la faza de aplicare ne trezim că nu avem suficiente recipiente în care să ducem gunoiul selectat. Trebuie să facem primii pași și sunt multe restanțe. De asta ministrul Fechet al mediului are niște obligații foarte mari și niște restanțe foarte mari. Să sperăm că și sistemul ăsta de returnare garanție, pentru că domnia sa a fost implicat în procesul ăsta de legiferare pe subiect, va fi reglementat. Da. Și că nu vom asista la o nouă amânare. În această notă optimistă, să spunem așa, ne dorim câte ceva de la politicienii de sunt în momentul de față la putere. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și vă așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag, a fost o plăcere. Mulțumesc mult. Și pentru noi. A fost cu noi domnul Marius Lazăr, președintele Partidului Verde. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic. Mulțumim pentru atenție. La revedere.